Președintele Zelenski confirmă pentru prima dată că a început mult așteptata contraofensivă, dar nu da alte detalii despre planurile Ucrainei. Între timp, luptele au escaladat în regiunea cheie din sudul Zaporojiei, spun oficialii ruși, forțele ucrainene încearcă să regăștige accesul la Marazov, ceea ce ar diviza forțele ruse. Premierul Canadei Justin Trudeau anunță un nou ajutor pentru Ucraina în valoare de 500 de milioane de lire sterline. De asemenea, Canada va face parte dintr-un efort multinațional de instruire a piloților de vânătoare ucraineni. Trudeau a adus un omagiu la un memorial din centrul Chievului pentru soldații ucraineni care au fost uciși în luptele împotriva forțelor proruse începând cu 2014 când Rusia a anexat peninsula Crimea.